Bună seara, dragi prieteni! Bună seara! Bine ați venit în această emisiune de astăzi, duminică, data de 17 iulie 2022, în emisiunea Duminică seara cu Eric Mocanu, o emisiune în care discutăm despre două teme astăzi, în această seară, odată despre vaccinarea obligatorie în domeniul medicinei, în domeniul îngrijirii de bătrâni, persoane cu handicap, ce trebuie voi să faceți, la ce trebuie să aveți voi grijă când vă primiți o scrisoare acasă că vi se dă o interdicție de a mai munci în acest domeniu. Am mai făcut acum două săptămâni de zile o asemenea emisiune, dar astăzi mai vin cu un update, pentru că legislația este clară și acolo are obligativități și angajatorul. De aceea, în această emisiune discutăm despre această temă cu vaccinarea obligatorie în domeniul medicinei sau medical, dar și despre alte teme interesante în care povestim. Na, de ce mi-a apărut mie aici o greșeală? Două secunde. Sper că mă auziți bine pe YouTube, pe Facebook și pe... Na, uite că nu merge. Ok. Pe YouTube, pe Facebook și pe ericmocanu.tv. Și așa cum am spus, vorbim despre vaccinarea obligatorie, dar și despre tema a doua, este... contractele pe care le aveți dumneavoastră se pot, puteți să vă dați demisia de la ele prin respectarea preavizului doar prin două clicuri. Este o lege dată în Germania, este o lege care a intrat pentru toate firmele, toate organizațiile, pentru toată lumea unde există un contract cu clientul sau cu cineva pe bază de abonament. Legea a intrat în vigoare la 1 iulie 2022, deci acum 17 zile. Eu această lege o aplic deja de la 1 ianuarie, pentru că de la 1 ianuarie erau doar companiile de telecomunicații obligate să ofere sau să aplice această lege. Eu, pentru organizația aebs.org, am aplicat legea împreună cu companiile de telecomunicații, începând cu 1 ianuarie 2022. Astăzi o să ne uităm să vedem dacă această lege de care vă spun o aplică, de exemplu, Vodafone, dacă o aplică Telecom, dacă o aplică Netflix-ul, dacă aplică, eu știu, cine mai, Sky, sau dacă aveți, eu știu, o companie unde aveți dumneavoastră un abonament, puteți să-mi scrieți la comentarii aici pe YouTube, Facebook, și atunci o să ne uităm în live să vedem dacă compania aceasta încalcă legislația nouă, legea BGB-ul, Bürgerliche Gesetzbuch, este un articol nou și împreună vedem dacă încalcă legea și dacă încalcă legea, ce puteți voi să faceți, dacă aveți o posibilitate să ieșiți totuși din contract cu această firmă. La aceste două puncte discutăm în seara asta, dar discutăm și despre alte puncte de care voi mi le puneți în chat, în comentarii care mi le scrieți pe Facebook și pe YouTube, sau dacă mă sunați direct în live la una din cele două numere de pe ecran, puteți să-mi scrieți întrebările voastre, am să încerc să vi le răspund, dar și cine mă sună poate să pună întrebarea, să o audă toată lumea, dar și răspunsul meu tot la fel pentru toți va fi de auzit. Așa, hai să vedem pe Facebook, avem pe Iuliana, pe Victoria, Viorica, bună seara, Iuliana, Alin Micu, te salut, bună seara, Adrian, Daniel Pop, Alice, Livia, Doina, Daniela, Stella, Agentul Munteanu, bună seara, Ana Maria, Fati, Călășari, sau Carasila, așa, Elisabeta, Mario, bună seara, Gheorghe, Daniela, Livia, Mari, Silviu, bună seara, Alex, Ana Maria, Ionuț, Nedel, cu Doina, Marcela, Iulia, Liliana,
Ionică, Lupșan, pui mulți, 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 mulți. Ia să vedem și pe YouTube. Bună seara! Pe YouTube, unde avem aici? Da. Avem pe Iuli, pe Adriana, pe Dragoș, Adi, Dana Maria, bună seara, susținător al canalului de YouTube, bună seara, Victoria, iarăși pe YouTube, deci mă vedeți în stereo și pe Facebook și pe YouTube, Petrică, Ghiță, Paul, bună seara, Adriana, bună seara, bine ați venit și pe YouTube și ceilalți care sunteți pe pagina erihmocanu.tv.tv. Bună seara, bine ați venit și dumneavoastră. Aici pe pagina erihmocanu.tv nu avem un chat încă, probabil pe viitor o să implementăm și un chat în pagină, dar deocamdată, din păcate, numai la emisiune vă puteți uita și asculta. Da, după cum se vede aici sus pe bannerul acesta, este adresa organizației noastre pe care am pus-o mare să se vadă și am pus-o extra pentru că, după cum știți, avem de 3 săptămâni de zile avem campania Operațiunea Ghiozdanul. Asta înseamnă că noi de la EBS strângem ghiozdane din partea voastră, din partea cetățenilor care doriți să ajutați un copil nevoiaș din România să meargă din septembrie la școală. Așa cum scrie și sub bannerul albastru, vrem ca să ajutăm copiii nevoiași care nu-și permite un ghiozdan, nu-și prea își permite părinții rechizite din motive, sunt diferite. Și vrem să-i ajutăm să le oferim noi această pornire la școală cu un zâmbet că și ei poate să facă parte din școală, din elevi care părinții lor sunt un pic mai înstăriți și pot și își permit să le cumpere ghiozdane și rechizite. Încercăm și noi să ajutăm pe acești copii nevoiași care nu prea își permit ei sau părinților. Deci, dacă și dumneavoastră mai aveți cumva ghiozdane, rechizite, care încă se pot folosi, încă se pot da cuiva să le folosească el sau cine dorește să cumpere noi, așa cum a fost doamna din München, unde ne-a dus aici un bon cu rechizite, 8 rechizite, complet cu o grămadă de lucruri în valoare de aproape 400 de euro. Bineînțeles, doamna primește din la organizație un spende beșainigung, dar cei care doriți să ajutați, să participați și voi și să ajutați la copiii nevoiași să meargă din septembrie la școală, ne bucurăm dacă ne trimiteți pachetele la adresa care este pusă aici sus sau dacă doriți să faceți o mică donație, atunci așteptăm tot pe pagina aebs.org, acolo sunt conturile bancare, este contul PayPal, este Revolutul, puteți acolo să faceți câte o donație și atunci la fața locului în România o să cumpărăm ce mai este nevoie pentru a ajuta pe copii. De aceea, cum am spus, este adresa organizației suspusă în emisiune. Da. Așa, îl avem aici, bună seara, de ce primesc așa târziu notificarea când intrați în live și dacă intru pe canalul de YouTube, nu îmi apar videoclipurile live doar după vreo jumătate de oră. Asta este YouTube-ul, asta este YouTube-ul, de vreo lună jumate deja începe YouTube-ul și Facebook-ul pe mine să mă restricționeze, să nu mai anunțe fanii și să nu-i mai anunțe pe cetățenii care m-au abonat pagina că sunt în live. Asta este de când am anunțat de acum o lună de zile că m-am alăturat și eu politic unui partid politic și anume SOS România și de când am anunțat că suntem acum în a construi acest partid politic pentru a ajuta România, românii, copiii, nepoții și tot ce este nevoie pentru a avea cu toții o viață mai bună. Bună seara din Leverkusen, din Mosterning, bună seara. Este posibil să fii blocat pe un alt profil? Eu nu am alt profil, eu am profilele publice, erihmocanu.tv sau erihmocanu, așa am sunt. La schimbarea adresei de domiciliu pentru a nu mai primi corespondența la vechea adresă, ce trebuie făcut? Trebuie făcut o procedură foarte simplă și puteți o faceți online, intrați pe pagina poștei germane, post.de, acolo depuneți o cerere de Nachsendeantrag,
Zen de Antrag se numește. Ia să văd dacă și găsesc, pot să vă pun aici în chat link-ul. Opa, aici, Nah Zen de Antrag, per post, așa. Exact, vă pun link-ul direct aici în chat. Și vă costă, dacă nu mă înșel, 20 și ceva de euro, 23-26 de euro, minim 23 de euro sau minim 39-90 de euro și atunci puteți să cereți ca toate scrisorile care au mers la adresa veche să vină la adresa nouă. Da? Și atunci aveți o problemă mai puțin de cap, că trebuie să anunțați toate companiile cu care aveți dumneavoastră contract. Așa vă vin toate scrisorile direct la noua adresă. Da? Toată procedura este online, se poate pune online, se poate plăti direct online și este simplu de tot. Așa. Sunt zile în care de-abia după jumătate de oră mai apare emisiunea, deci jumătate de emisiune o pierd de multe ori și trebuie să mă uit următoarea zi la început. De pe un alt profil eu sunt blocat la chat. Posibil, nu știu să-ți spun. Posibil, nu știu să-ți spun. Hai să vedem acum ce avem aici. Karlsruhe, Nuremberg, bună seara. Frankfurt, bună seara, oameni buni. Așa. Mergeți la conducerea școlii, secretariat, director. Pentru ce? Trimitem și noi la adresa menționată. Da, vă mulțumesc. Avem deja 8 a doamnei ce-a venit de la München cu această chitanță, mai avem încă 4 de, tot de la München, de la încă o familie, deci avem 13, mai avem încă 4 venite așa, ne apropiem de 20, ne apropiem de 20 de ghiozdane pline, atenție, sunt pline cu rechizite și cu tot ce este nevoie, pic, stilou, acuarele, ce mai sunt. Deci putem deja să facem aproape 20 de copii fericiți pentru în septembrie. Știați că apa caldă va veni cu restricții de oră începând de iarnă? Știați că apa caldă va veni cu restricții de oră începând din iarnă? Nu. Nu. Nu, n-are cum, probabil în România sau eu știu unde, în Germania, într-un niciun caz, pentru că apa caldă, de exemplu, mi-o încălțesc eu foarte, foarte multe apartamente, blocuri, au Durchlaufitzer, adică au un aparat în baie sau în beciu clădirii și atunci când ai drumul la apă caldă, atunci de-abia pornește încălzirea apei. Alții au, care au toată casa, tot blocul, de exemplu, pe peleți, pe ulei, pe gaz. Eu nu știu ca în Germania să fie centrale, cum e în România, de un cartier întreg să leagă la o centrală. Nu știu asta, să vă spun, n-am auzit. Bună seara, v-am dat să-mi depuneți cerere pentru Steuer din martie și încă nu știu în nimic, intră banii sau nu intră banii. Nici într-un caz, nu vă intră de la mine, asta trebuie să contactați finanțele. Bună seara din Linz, bună seara din Zonenberg, bună seara Hamburg, din Lahr, bună seara. Așa. Frankfurt, da. Nuremberg, ura. Așa, să nu mai uităm și pe YouTube. Așa, de exemplu, eu dacă sunt însărcinată și am primit de la medic interzis să mai lucrez, ce se întâmplă cu concediul meu de odihnă pe anul ăsta, dacă am luat decât 5 zile până acum? Concediul tău de odihnă, care nu-l poți lua din cauza că ești însărcinată, care ești în perioada medicală, atenție, în perioada medicală, atunci poți să-l iei după aceea când te întorci după aia înapoi la muncă. Deci, acel concediu nu se pierde. Da? Bună seara din Kassel, bună seara. Camelia Popa, bună seara.
Așa, avem clar ora 21 și 20 de minute. Ora 21 și 20 de minute. Și hai să începem atunci cu prima temă din această seară, oameni buni, cu ce trebuie voi să faceți și la ce trebuie să vă aveți grijă cei care munciți în domeniul medical, la îngrijire de bătrâni, la în spitale ca asistent, ca medic, ca puțfrau, ca femeie de curățenie, cei care munciți în cămine de bătrâni sau cu persoane cu handicap. În primul și în primul rând trebuie să vă spun încă o dată că din 15 martie, știți cu toții, se aplică legea că angajatorul este obligat să anunțe biroul de sănătate publică din localitate sau din circumscripția unde locuiți, dacă este vreun muncitor care vine la muncă și nu este cu certificat verde, adică nu este vaccinat, nu este trecut prin boală sau nu are un atest de la medic că nu are voie să se vaccineze. Obligativitatea angajatorului este să o anunțe pe muncitoare sau pe muncitor la biroul de sănătate publică. După aceea, începând cu sfârșitul lunii martie, aprilie, mai, au început să vină la unii sau la alții muncitori scrisori acasă de la biroul de sănătate publică în care vă avertizează, vă amenință că dacă până într-o lună de zile nu vă vaccinați, nu rezolvați problema asta, vi se poate da o amendă de până la 2500 de euro și se poate da și interdicția de a mai munci. Acum s-a intrat în faza a doua, am anunțat săptămâna trecută în emisiune, a intrat în faza a doua în care deja au venit scrisori cu, nu cu amendă, dar cu interdicția de a mai munci. Și atenție, oameni buni, când primiți o asemenea scrisoare de a mai munci. Așa cum am spus în emisiunea trecută, vreau ca să fac astăzi încă un update. În lege scrie foarte, foarte clar, scrie foarte clar că acolo biroul de sănătate publică nu are voie să vină și doar să dea așa pentru că știe că o persoană este nevaccinată, netrecută prin boală și nu are nici testul, că nu are voie să se vaccineze, să-i dea direct o interdicție de a munci sau o amendă. Nu are voie așa de simplu. Pentru că toți politicienii, toți prim-ministrii a fiecărui stat federal din Germania a spus clar și este menționat și în lege că înainte de să dau o interdicție de a mai munci, trebuie neapărat ca biroul de sănătate publică să contacteze pe angajator și să ia un dialog cu angajatorul să vadă dacă persoana care nu s-a vaccinat, nu a trecut prin boală, nu are nici certificatul acela că nu poate să se vaccineze, dacă ea lipsește de la muncă, are angajatorul o problemă? Are angajatorul o problemă că trebuie pe locul ăla să angajeze pe altcineva? Are angajatorul o problemă că își pierde probabil contractele care le are? Sau angajatorul poate să spună, ok, mie de muncitorul X nu am nevoie, bagă-l în interdicție. Și atunci este întrebarea iarăși că, ok, ce face angajatorul? Ce-i spune Gesundheitsamtului? Pentru că Gesundheitsamtul, biroul de sănătate publică, trebuie să respecte și să asculte ce îi spune angajatorul. Că dacă angajatorul spune, vai, eu dacă mie îmi dai interdicție la muncitorul meu, eu am o problemă, eu trebuie să angajez un alt personal, trebuie să-l calific întâi pe postul ăla, trebuie să am costuri mult mai mari sau poate chiar îmi pierd contractele. Atunci, biroul de sănătate publică nu are voie să dea interdicție de a munci. Da? Deci asta să fie clar. Nu poate să dea interdicție. De aceea, când primiți o asemenea scrisoare de la biroul de sănătate publică cu interdicția de a mai munci sau cu amendă, cereți-le, trimiteți o scrisoare, contestați această decizie urgent, cereți-le informații dacă au respectat legislația articolul 20 aliniatul 8 din Infektionsschutzgesetz, dacă au luat contact cu angajatorul. Cereți o copie a dialogului între biroul de sănătate publică și angajator. Paralel cu această contestație care o faceți direct la biroul de sănătate publică, ar fi bine să contestați și să atacați în instanță această decizie.
În instanță este un pic mai complicat când e vorba de scris un asemenea cerere de judecată sau o contestație, pentru că acolo ar fi bine să vă angajați un avocat. Pentru cei care au Rechtsschutzversicherung este mult mai simplu. Pentru cei care nu au Rechtsschutzversicherung este un pic mai greu, pentru că este un pic costisitor, dar ar fi bine să contactați un avocat. Avocatul, când este vorba de această procedură de Infektionsschutzgesetz, de a contesta interdicția de a mai munci sau amenda de până la 2500 de euro, avocatul ăla trebuie să fie specializat în două domenii. În domeniul muncii, odată, și al doilea domeniu unde trebuie el bine să se cunoască este Verwaltungsrecht. Da? În aceștia două domenii el trebuie bine să se cunoască ca să poată să motiveze bine de tot cererea sau contestația care o depune la judecătorie. Este foarte, foarte important să țineți minte, odată pe cazul juridic trebuie cum atacat în instanță, da? Și odată trebuie contestat direct la birou de sănătate publică și cerut documentația în copii, bineînțeles, în copii a dialogului care l-a avut el, birou de sănătate publică, cu angajatorul. Sunt lucruri fundamentale, pentru că altfel biroul de sănătate publică, dacă vă dă interdicție de a mai munci fără să contacteze angajatorul, încalcă ei legea. Atunci încalcă ei legea. Și atunci trebuie văzut dacă într-adevăr a luat contact cu angajatorul, ce spune angajatorul. Pentru că angajatorul are încă un risc. Așa cum v-am spus în filmulețul trecut, riscul este că dumneavoastră când atăcați în instanță și câștigați procesul, indiferent când se termină procesul, într-o lună, în două, în trei, în cinci, în șase, și dacă îl câștigați, are angajatorul o problemă că el trebuie pe toate lunile pe care n-ați muncit dumneavoastră, trebuie să vi le plătească retroactiv. Pentru că ați stat acasă, angajatorul trebuie să le plătească. Și atunci o să se ajungă când biroul de sănătate publică sună pe cei de la pe angajator și spune, băi, ce facem? O dăm pe doamna afară, o ținem, îi dăm interdicție. Angajatorul o să se gândească, ok, riscul îl am cu COVID-ul. Nu este vaccinată, nu este trecută prin boală, nu are acel test. Dar riscul mai mare este că eu, dacă țin, adică dacă biroul de sănătate publică îmi ține muncitorul acasă pentru câteva luni, eu până la urmă, dacă pierd procesul, nu eu, biroul de sănătate publică, dacă pierde procesul, eu ca angajator trebuie să plătesc toate lunile salariul mai departe. Și atunci, foarte mulți angajatori o să se gândească și o să-i spună la cei de la sănătate publică, îmi pare rău, eu nu pot să nu o am pe muncitoarea mea sau pe muncitorul meu, eu am nevoie de el pentru că altfel am probleme în firmă și atunci se autoprotejează și el pe el. De aceea este important să cereți informațiile, dacă o lua contact cu angajatorul, puteți să luați și dumneavoastră contact cu angajatorul și să discutați cu el, a luat biroul de sănătate publică contact cu el și să vedeți mai departe. Astea sunt esențiale, oameni buni, pentru că nu este de joacă. Nu este de joacă. Bayern, pot să vă spun, Bayern, statul federal Bayern, a decis și a și spus că nu o să se dea în Bayern interdicția de a munci și nu se va da nici amenda aceea de 2500 de euro. Dar există, de exemplu, în regiunea Niedersachsen, în regiunea Schleswig-Holstein, sunt aici scrisori care au mers la muncitori cu interdicția de a mai munci. Da? Sunt venite proaspete, sunt venite acum o săptămână de zile. Cum vor decide judecătorii, asta cu siguranță va ajunge în toamnă. Până acum n-am auzit ca să există o cerere de judecată de viteză, un Einfeilige Anordnung, pe românește este acea procedură prezidențială. N-am auzit să fie. Dacă va fi, abonați canalul ăsta de YouTube sau de Facebook sau pagina erimocanu.tv și acolo veți fi informat direct când apare ceva nou în această privință. Da? Asta au fost, oameni buni, prima parte a emisiunii cu ce trebuie să faceți când lucrați în domeniul medical, domeniul îngrijirii de persoane bătrâni, handicap, și cum trebuie să vă protejați voi. Pentru a putea face un cut,
intrăm la 10 secunde de reclamă, aici propria reclamă. Da, am revenit, oameni buni. Intrăm în următoarea parte a emisiunii, unde puteți să-mi scrieți ori în chat pe YouTube, ori în chat pe Facebook, ori să mă sunați, să intrați direct în live cu mine aici și să puneți întrebarea direct, să o audă toată lumea, toți telespectatorii, și atunci automatic se răspunde pentru toată lumea. Ia să vedem dacă avem ceva întrebări pe aici. Vă apreciez pentru toate informațiile care ni le dați. Nu luați în seamă oamenii care nu știu să aprecieze ceea ce faceți. Nu mulți oferă informații gratuite. Mult respect, Cristina. Bună seara, bine ați venit, Cristina, în emisiune. Bună seara, Valerie, Monda, Marius, Grecu, Gabriela, bună seara. Salutare din Bacău, bună seara din Bacău, bună seara din Geislingen. Berchtesgaden, bună seara, bună seara. Un loc frumos acolo, Berchtesgaden, mai ales de vizitat acolo buncărele lui Adolf, da? Dacă nu vreau pensie de la statul german, pot să-mi cer tot ce am, ce mi-a tras până acum în timp de 10 ani de zile? Nu. Este în Frankfurt Centrală, ca în România, Evo se numește. Bun, și câte blocuri are? Sau are un cartier mare? Cum e? Cum funcționează acolo? Așa. Și se pune și pe canalul ăla care stau cu bebe acasă. Nu știu despre ce este vorba aici. Ia să văd dacă văd mai sus. De exemplu, dacă lucrez în job full plus în mini job, eu dacă, de exemplu, pot să merg să muncesc minijobul? Nu poți. Ori ești bolnav, ori nu ești bolnav. Nu poți să muncești într-o parte, într-o parte nu. Bolnav este bolnav. Așa. Bună seara din Hamburg. Vă mulțumesc mult pentru tot respectul pentru ce faceți. Mulțumesc, Cristina. Bună seara. Așa. Să vedem. Ceva întrebări? Cineva... Ok, avem și primul telefonat din această seară. Bună seara, bine ați venit în emisiune. Domnule, și tuturor românilor care ascultă emisiunea. Vă rog. O întrebare în legătură cu tema din seara asta, prima temă. Este vorba despre soția mea, lucrează în sistemul medical. În perioada 16 mai ea avea corona, deci avea testul ăla, Green Pass-ul ăsta, testul verde. După acele 6 luni de zile s-a propăpsit cu încă 6 luni de corona. Întrebarea mea este următoarea. Dacă la acea perioadă ea avea corona, deci avea în perioada aia, era în regulă, se mai cere după acea perioadă din nou regulile astea? Regula este că angajatorul este obligat să ceară informații de la fiecare muncitor dacă are certificat verde sau dacă nu, dacă are un atest de la medic, nu are voie să se vaccineze. Asta a făcut și Ghezun Haidu. Au contactat-o pe soție să-i confirme că are certificat verde, fapt care și l-a făcut. A dat din nou al doilea certificat verde după ce a avut a doua oară corona. Și aici era întrebarea mea. Se poate să fie obligat după aceste 2 ori corona, să fie obligat în continuare să facă vaccinul? Da, bineînțeles, legea este în vigoare că fiecare angajator are obligația să întrebe muncitorii dacă au certificatul verde sau un atest. Da, are. Păi și atunci,
Deci tot legea mai poate să oblige? Păi dacă legea este în vigoare, cum legea poate să oblige? Cum adică legea poate să oblige când există o lege în vigoare? Și pe dumneavoastră, legea spune că nu aveți voie să depășiți viteza. Aia nu vă spune în fiecare zi, vă spune odată. Atâta timp cât e în vigoare legea, atâta timp trebuie să o respectați legea. Deci înseamnă că am înțeles bine. Odată ce ea, în legea respectivă, spune că avea certificat verde, deci în regulă. Nu, în lege, în lege nu spune ce ați spus dumneavoastră acum. În lege spune că la perioada de trebuia să ai... Să fii nu spune așa ceva. Să fii vaccinat? Nu. Nu, la perioada de. Nu. Începând cu data de 15 martie, așa. Așa, fiecare persoană care muncește în domeniul medicinal trebuie să aibă certificatul verde în final. Valabil, valabil. Da? Când ți se termină certificatul verde, trebuie să ți-l prelungești. Cum ți-l prelungești? Există două variante. Ori prin vaccin, ori prin a te îmbolnăvi cu corona. Asta este varianta da, de a avea certificat verde. Dar ce facem? Continuăm așa la fiecare 3 luni de zile? Nu, nu, nu. Legea asta ce este, este valabilă doar până pe data de 31 decembrie 2022. Acum o să vedem dacă cumva în toamnă o să prelungească Parlamentul această lege. Din păcate, această lege, infecțion șuțchezeți, este trecută prin Parlament. Adică nu a făcut-o doar guvernul, ci a făcut-o și, și Parlamentul, adică încă 500 de nebuni. Da? Acum trebuie să vedem ce se va întâmpla în toamnă. În toamnă dacă prelungesc sau nu prelungesc. Deci înseamnă că dacă soției scade din ocul ăla, trebuie să-l renunțe. Să mai facă rost din corona. Teoretic, da. Dar atenție că, iară, certificatul verde nu este valabil 6 luni de zile, e valabil doar 3 luni de zile. Da, dar pe certificat care l-a primit a doua oară, 6 luni scrie, nu 3. Păi așa scrie, clar, dar tot legea a apărut în care se specifică clar, certificatele nu sunt mai valabile 6 luni, ci doar 3 luni de zile. În Germania. Deci de ce n-au modificat sistemul atunci? Nu știu cum e în ziua de astăzi sistemul și nu știu cum e când se emite astăzi deci un certificat verde. Dar corona acum o lună de zile. Deci legea care spuneți dumneavoastră era dată deja de vreo 3 luni. Corect, corect. Corect. Deci aveau timp să-și modifice sistemul. În certificatul soției mele, al doilea certificat, scrie din nou 6 luni, nu scrie 3. Da, da. Asta e. Uită-te cu cine avem noi de-a face aici în Germania. Deci ce înseamnă că e 6 luni, nu 3 luni. Nu, este 3 luni. Să-l dei... Da. Da? Certificatul da, este, domnule. Când vă scrie 6 luni sau poate să vă scrie și 9 luni, este bine pentru dumneavoastră că dacă îi, de exemplu, sau pentru soție, dacă îi să meargă, de exemplu, în concediu, în Italia sau eu știu în ce țară, acolo, sau, de exemplu, în Rusia. În Rusia, certificatele verzi, am înțeles că sunt 9 luni valabile. Păi înseamnă că certificatul verde ăsta de 6 luni, ăsta încă mai este valabil dacă vrea soția dumneavoastră să meargă în Rusia. Da? Nu știu cum e în Spania, nu știu cum e în Grecia. Tot pe 6 luni. E foarte bine, asta zic că e valabil. 3 luni de zile. Atât e valabil în Germania. Chiar dacă scrie 6 pe el, el e valabil 3 luni. Am înțeles. Bun? Ok. Da, mulțumesc, seară bună. O seară bună. În această situație am fost eu de două ori. Șefa m-a plătit normal, depinde de firmă, cred. Totdeauna depinde de firmă. Legiuitorul a spus clar, dacă o persoană are corona și intră în carantină și nu este vaccinat sau nu are un certificat verde că a trecut prin boală și face corona, angajatorul nu este obligat să-i plătească salariul pe perioada de carantinare. Angajatorul nu este obligat. Asta înseamnă că este decizia angajatorului dacă vă plătește sau nu. Este decizia lui. Da, cartier mare, cred că suntem mai bine de 20 de blocuri, Gravenburg. Da, o fi, da. Așa. Deci plătim pe lună familia 5 persoane, 167 plus... O recalculare de 121, 900 și ceva. Ok. În un tură de roșu, un gât și un test pozitiv. Mai facem o viroză din 3, în 3 luni. Așa e. În Germania, dar atenție, atenție, testul PCR nu mai este obligatoriu
În Germania. În Germania, dacă ești pozitiv, te izolezi 5 zile în casă, dacă e totul bine, poți să ieși din a 6-a zi, să ieși afară din casă. Dacă vrei să ai pentru Gesundheitsamt o dovadă că ești pozitiv, atunci trebuie să te duci să faci un test PCR. Pentru că doar atunci când ai un test PCR și o ieși pozitiv, doar atunci primești certificatul verde sau prelungirea certificatului verde. Da? Deci, atenție, doar dacă vrei certificatul verde. Păi și trebuie să ne vaccinăm din 3 în 3 luni? Nu. Nu. Pentru că la vaccinuri este cu totul altceva. Certificatul verde 3 luni este când ești vorba de boală. Când ai fost bolnav. Când ești vaccinat, atunci este 6 luni. Dar când e vorba de boală, că ai fost bolnav, atunci este doar 3 luni de zile. Da? Așa. Bună seara din BMW. Din BMW, bun. Bună seara, bine ați venit în emisiune. Oh, bună seara, vă salut, domnul Eric. Din Rastat vă sun. Vă rog. Am o problemă să vă transmit. Nu știm, suntem veniți în Germania, muncim, trăim aici. Trebuie să vorbim limba țării în care trăim, nu? Da. Bun. Cum vi se pare dacă ajunge un om, un român, la un medic român, iar acesta refuză să vorbească cu pacientul în limba română? Păi el nu este obligat ca să vorbească în limba română. A, nu? Păi de ce? Scrie undeva că avem obligația să vorbim în limba română? Nu, nu, nu. Dar eu vă cer o părere așa, ca simplu om. Dacă te duci la un medic, te duci cu o problemă, ești mai nou prin Germania, îi explici, îi spui ce ai, bă, și rogi frumos, dar nu vrea, nici cum. Până la urma urmei eram cu soția și soția m-a întrebat, ai înțeles ceva? Păi zic, n-am înțeles, dar nici jumătate. Dar domnul doctor a auzit, dar nu ne-a răspuns nici un moment un cuvânt în limba română. Chestia asta nu a fost. Eu mai fost la dânsul. Probabil o pățit ceva cu vreun român de o făcută luată atitudinea asta. Înțelegeți? Mm-hmm. În afară de faptul că el, de fapt, de felul lui vorbește așa, mai răstit și mai rățoit, până acum chestia asta nu a făcut-o. Frache, când te duci la fișier, ți se spune de către asistentă că dacă nu înțelegi limba germană, să intri în cabinet cu traducător. Eu am înțeles și sunt de acord. Așa. Că în țara asta, țara asta m-a primit, m-a găzduit. Dar e problemă de sănătate, domnule, dacă mă pot duce cu un traducător. Deci înțeleg altceva, orice greșit. Vi se pare chiar atât de normal? Păi ăsta este rasism sau despre ce vorbim aici? Nu, rasism, nu. Au ceva probleme. Nu, rasism asta nu se poate spune pentru că rasism ar fi, de exemplu, să vorbească cu unul pe franceză și iar pe voi cu unul pe românește să nu vrea să vorbească. Dar atâta timp cât mergi la o instituție, la cineva, acolo nu există obligativitatea de a vorbi în altă limbă. Asta este în Germania. Acum, la ora actuală, este pusă de vreo 3 săptămâni, o lună, un proiect de lege în Germania, în care să devină în toate unitățile statului, peste tot în primării și oriunde este statul în joc, să devină limba engleză, a doua limbă de vorbire cu cetățenii. Dar asta este doar un proiect. Noi în Germania avem doar deocamdată obligativitatea de limba germană. În plus, cine dorește, trebuie să-și meargă cu un traducător să-și rezolve problemele. Pentru că există. Există unii care nu vor. Nu vor română și asta e. Eu am înțeles.
Este destul de clar, domne. Este și grav, este și grav, trebuie să spunem că este grav așa ceva. Trebuie să înveți limba țării care te-a primit. Acolo trăiești, acolo aia trebuie să înveți. Dar, domnule, hai să vorbim acum noi între noi, ca de la om la om, fără să o mai cu legislație, cu bla 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 și nu știu ce. Omul ăla ca doctor, că o depus un jurământ al lui Hipocrat, bă, ăla a venit în Germania de nu știu cât timp. Mă băga mea și picioare să-mi bag că scrie că a făcut facultatea și la Cluj. Ăștia de pe internet spun că e un bucureștean de la șmecher. No, bun, a făcut facultatea de la Cluj. Domnul Eric, dacă tu ești om, doctor, și ai depus jurământul lui Hipocrat, nu l-a ajuns mă pe semnul. Deci, bun, acum, asta e... Română. Asta domnule, e, mai de trei sau ai de crăpaut sau du-te dracului în România. Asta, hai să vorbim despre... Asta este teoria. Asta este teoria lui Tripăpuc. Deci dacă mie mi-ar face asta un medic sau mi-ar face mie un magazin varianta asta, eu așa aș face 360 de grade și aș pleca de acolo și aș face și public. Domne, am fost la medicul XY în data de ăsta, pentru că nu știu germană, am încercat cu dânsul, pentru că știu că este român, să vorbesc românește, nu mi-o băgat în seamă, aș scrie povestea și aș da-o liber ca să o vadă toată lumea. Asta aș face cu acești oameni care, nu știu dacă sunt oameni, trebuie să ne gândim de două ori dacă într-adevăr sunt oameni. Sunt oameni, domnule, că ori depus jurământul Hipocrat. E, ori depus. Jurământul ăla cu Revoluția deodată în România a aplicat și jurământul ăla. Deci astea sunt abureri. Medicii la ora actuală, asta vă spun foarte clar, și medicii la ora actuală, indiferent din ce domeniu sunt, sunt ca și curvele. Văd numai dolarul, dar medicină, niente. Asta este medicina din ziua de azi. Da, deci, practic să vă spun eu, că normal am mai găsit și o să mă duc, am mai găsit medici români în zonă și o să mă duc acolo, dar la ăsta mă mai duc. Vis-a-vis de ce a spus, că o să fac public și bla bla bla. Da, le-am scris acolo la oameni care sunt interesați. Toată lumea are o părere proastă despre acest medic, inclusiv pacienți germani, inclusiv. Bun, ok, asta este, asta este, n-avem ce face, cu ăștia trebuie să trăim, trebuie să vedem ce facem mai bun. Dumneavoastră, fiind aici printre noi, pentru noi și vă luptați pentru drepturile noastre, am vrut să vă aduc la cunoștință că există și acest aspect. Trimiteți-mi și mie în privat, pe WhatsApp, de exemplu, numele lui și adresa unde este, ca să fac și eu un control, să vedem cine este tipul, de unde este. Bun? Nicio bine? Problemă. Bun. Ok. Vă mulțumesc și eu. Ajută. Toate cele bune. Seară faină. Vă salut și multă sănătate. Doamne ajută. Așa. Bună seara, îmi puteți spune ce să fac dacă angajatorul nu îmi ia în considerare concediul medical în timpul preavizului? Oameni buni, încă o dată vă spun și cred că dacă n-am spus-o de 1000 de ori, înseamnă că n-am spus-o niciodată. Avem pe canalul nostru de YouTube, avem peste 900, cred că am și depășit 1000 de videouri, dar peste 900 de videouri sunt și mai ales din domeniul dreptul muncii. De ce, oameni buni, ți se spune perioada de probă? De ce vi se spune perioada de probă? Că este Germania, că este România, că este eu știu ce țară. Când se discută că primele săptămâni, zile, luni, eu știu ce, este o perioadă de probă, ce înseamnă, oameni buni, probă? În probă înseamnă scurt și la subiect. Nu ai voie să întârzi un minut la muncă, nu ai voie să fii bolnav, nu ai voie să ai accident de muncă, nu ai voie să-ți pui să-ți suni gagica sau gagiu în perioada muncii, nu ai voie să te iei în scandal cu șeful. Asta înseamnă perioada de probă. Perioada de probă este că eu ca șef, cât și tu ca muncitor, putem să întrerupem contractul fără niciun motiv când vrem noi. Bine, prin respectarea preavizului, bineînțeles. Dar asta înseamnă probă. Eu, dacă mie nu-mi place de moaca lui un cetățean sau la o cetățeană, în perioada de probă, respectând preavizul, pot să-i spun, îți mulțumesc că ai lucrat pentru noi, îți doresc toate cele bune, drum bun pe viitor, la noi nu mai lucri. Punct. Da? Simplu. Asta înseamnă perioada de probă, oameni buni. Nu mai puneți întrebări cu perioada de probă. Proba este că vă faceți dumneavoastră praf. Vă faceți dumneavoastră praf.
Voi trebuie să înțelegeți cuvântul probă. Probă este ca angajatorul să vadă cum muncești, cum te prezinți la lucru, cum colaborezi cu echipa, cu colegii tăi, cum colaborezi cu mine ca șef. Toate astea sunt în perioada asta de probă care totdeauna te testează. Că te dai afară în timp ce ești la în medical, este ghinionul tău. În perioada de probă nu există lege. Singura lege care există în perioada de probă este pentru mamele care în perioada de probă devin însărcinate. Acolo există Mutterschutzgesetz, care acolo trebuie, și acolo trebuie văzut mai multe criterii, dar este singura lege care intră într-un fel în vigoare în perioada de probă. Da? Este grav, este grav. 32 de ani de la Revoluție. Ani de zile de Germania și să nu știm noi ce înseamnă probă. Este imens de grav așa ceva. Vă doare, n-am ce să fac. Dar dacă nu înțelegem odată ce înseamnă perioada de probă, înseamnă că suntem total greșit pe planetă. Pentru că altfel nu aș avea de ce să scriu într-un contract de muncă perioada de probă este X perioadă. Da? N-am de ce să scriu lucrul ăsta. Domnule Eric, ce părere aveți despre legalizarea cannabisului în Germania? Este de vânzare la benzinării Shell din München și nu numai. Care ar fi treaba cu permisul de conducere în acest caz? Mulțumim. Da, atenție. Atenție, oameni buni, că ce găsiți voi la PECO-uri și chiar și la automate și prin Austria și prin Germania pe la parcări, nu este cannabis, oameni buni. Atenție, mare lucru. Ăla nu e cannabis. Da? E un extras din cannabis sau, eu știu, da, din cannabis, doar că nu are puterea lui de cannabis. Toată puterea e ca și la o țuică. Când faci o țuică de 70 de grade, te rupe. Cu cât o faci și o diluezi mai mult cu apă, cu atâta rămâne în final mirosul ăla de țuică și gustul ăla de țuică, dar își pierde puterea. Și așa este și la cannabis. Tot ce găsiți la ora actuală în vânzare, la ce naiba, erau bomboane, erau sucuri, parcă mai erau, la automate, alea sunt zero, nu este cannabis, nu are drogul ăla care este interzis. Ce avem în Germania și avem de un an de zile în dezbatere parlamentară este legalizarea cannabisului. Asta nu știu dacă o să vină, sincer nu știu dacă o să vină, eu unul sunt contra. Așa cum sunt contra hașișului, contra tot ce există droguri, sunt și contra alcoolului în final. Eu personal, eu unde sunt contra, nu accept ca cineva să conducă alcoolizat la mașină. Asta nu accept într-un niciun caz. Da? Dar de droguri, aia nici nu mă gândesc vreodată ca să le legalizez. Dacă există o problemă medicinală, aia se poate, medicul să vă dea o prescriere pentru a primi drogul necesar, se primește controlat, dar nu așa cum vor unii sau alții să se legalizeze drogurile. Eu personal nu accept. Scrieți-mi voi la comentarii care este părerea voastră. Bună seara, domnul Eric din St. Georgen în Schwarzwald. Bună seara, acolo în Schwarzwald, direct la Villingen-Schwenningen, voi fi pe data de 31 iulie. Acolo ne vom întâlni pentru a construi, să spunem așa, a doua filială din Baden-Württemberg pentru partidul nostru SOS România, filiala Baden-Württemberg, unde și probabil ne vom întâlni în cursul zilei de, cred că pe la prânz după masa, în Villingen-Schwenningen. Pe data de 30, cu o zi înainte, ne vom întâlni în Stuttgart, oameni buni, unde vom fonda acolo filiala din Pforzheim și Stuttgart. Și m-aș bucura cei care sunteți în apropiere de Stuttgart și de Villingen-Schwenningen, de Freiburg, să veniți să ne întâlnim și împreună să construim și să facem ceva pentru români și pentru România. Bună seara, bine ați venit în emisiune! Bună seara, domnule!
Vă rog. Am o întrebare referitor la taxa Radio TV. Uh-huh. Trebuie să o plătească toată lumea care are Admeldung, da? Nu. Greșit. De plătit trebuie să o plătească un cetățean dintr-o locuință. De exemplu, dacă dumneavoastră aveți un apartament, să spunem, cu 5 camere, da? Și da. În apartamentul dumneavoastră trăiesc, să zic, 10 persoane. Aia nu înseamnă că 10 persoane trebuie să plătească, ci plătește unul pe apartament sau unul pe casă. Dacă, de exemplu, aveți o casă cu 3 etaje, aveți iară 5 camere, să spunem, și trăiesc în casa dumneavoastră, trăiesc iară 10 persoane. Iară, plătește doar unul. Unul pe casă. Se întâmplă ca la casă, de exemplu, să aveți 3 etaje, aveți, eu știu, 5 camere, dar fiecare etaj este un apartament. În momentul ăla se plătește de 3 ori. Pe fiecare apartament trebuie plătit odată cotizația Radio TV. Am înțeles. Dar eu am o problemă că tot îmi vine să plătesc și eu momentan nu mai am admelul, că dorm în hotel când plătește firma. Problema este că am sunat la ei și îmi spune că nu se poate, că trebuie să plătesc, că toți oamenii plătesc. Dar în cazul meu, dacă eu când schimb banca și nu au ei contul meu la bancă, atunci ce se întâmplă? De unde mi-au ei banii mei? Bun, dumneavoastră pentru ce plătiți acum? Pentru un apartament care ați locuit sau pentru camera asta la hotel? Nu, pe apartament unde am locuit. Unde ați locuit? V-ați făcut Admeldungul la primărie? Și da, și pe data de 27 martie m-am un meldung, m-am scos de la ei. De la apartament și dar tot vine să plătesc taxa asta Radio TV. Bun, taxa Radio TV pe ce adresă vă vine? Pe fosta adresă. Bun, pe fosta adresă. De ce? Cum ajungeți dumneavoastră la cutia poștală de la fosta adresă? Nu am înțeles. Cum ajungeți dumneavoastră la cutia poștală de la fosta adresă? Să vă luați plicurile. Dar nu... Eu mi-am făcut aici la oficiu poștal pe Naxenden, îmi trimite la hotel. Ah, ok, ați făcut Naxenden, întreg. Ok, foarte bun. Bun, atunci scrisorile astea care vă vin de la Ghețet, de la Bytax Service, trebuie să le trimiteți înapoi închise în plic, ștergeți, de exemplu, acolo adresa și scrieți un becan fărțogăn și le trimiteți înapoi. Am înțeles. Da? Da. Bun, domnule Eric, o seară frumoasă. Mulțumesc. Toate cele bune, vă salut. Preavizul nu este probă. Mamă, dar de ce avem atâția deștepți pe planeta asta, fratele? Nu, atâția care se dau deștepți. Știți de ce e așa? Pentru că ne-am săturat de bagiocura nemților, că suntem români. Mulți fac asta, nu doar acest doctor trist, da. Așa. Băiatul meu lucrează în spital și medicii germani îl cheamă tot mereu să traducă pentru pacienții români. Bravo! Eu cunosc, de exemplu, unde a fost românul ăla omorât, lângă Frankfurt. Acolo iar este un spital unde este o româncă, am cunoscut eu o româncă, poate sunt mai mulți, am cunoscut o româncă care lucrează ca asistent acolo și traduce foarte mult și ea pentru români. Mai oameni buni! Ăștia sunt oameni. Ăilalți care se fac că au uitat limba română sau că nu vor să vorbească limba română, ăia sunt animale. Și eu de un animal, eu n-aș vrea ca să mă las consiliat medical. Da? Îmi caut atunci pe altcineva. Este simplu, este o procedură care, știi cum e, se spune, trebuie să ai respect față de celălalt și trebuie să ai încredere în celălalt, mai ales în domeniul medicinei. Păi dacă eu nu am încredere în medicul ăla, cum mă pot duce la el și să-mi spună mie verzi și uscate ce boală am și ce medicamente să iau? Cum? De aceea, oameni buni, când aveți cazuri din astea cu medicii, luați-vă, duceți-vă, căutați-vă pe altcineva, pentru că altfel
nu aveți șansa de a face ceva. De a face ceva. Da? Oameni buni, imediat de să-mi terminăm țigarea, imediat intrăm în partea a doua a emisiunii noastre și vom discuta despre ieșirea din contracte cu doar două clicuri. O să controlăm dacă respectă legea nouă ce a intrat în vigoare de la 1 iulie 2022, Telecom-ul, Netflix-ul, Skype-ul, Vodafone-ul. O să ne uităm împreună să vedem încalcă legea și dacă încalcă legea, ce puteți voi să faceți, dacă nu încalcă legea, ce trebuie să apăsați și să faceți pentru a ieși din contract așa cum vă scrie în contractul pe care îl aveți. Ne vedem imediat, oameni buni! Da, oameni buni, am ajuns la partea a doua a emisiunii noastre de astăzi, duminică seara cu Eric Mucanu. Dragi prieteni, în prima parte am discutat despre domeniul medical, domeniul îngrijirii bătrâni, cât și persoanelor cu handicap, despre vaccinarea obligatorie, certificatul verde, cât și despre ce trebuie să faceți voi în, când primiți o scrisoare de amenințare că vi se dă interdicție de a mai munci în domeniul medicinii, din partea biroului de sănătate publică din orașul sau circumscripția dumneavoastră. Acum, în partea a doua, oameni buni, vreau ca să vă explic ce spune noua lege din Germanica, o lege care a intrat în vigoare pentru firmele de telecomunicații, cum este Vodafone, Telecom, U2, ce mai este, Mobil, Debitel, Mobil.com sau așa ceva. Pentru firmele de telecomunicații a intrat legea în vigoare la întâi. Abonamente de ziare, fitness-uri, cluburile de fitness, organizații cum este AEBS-ul și multe altele unde există un contract între dumneavoastră și, sau între dumneavoastră și o companie și o firmă și o organizație, a intrat legea nouă începând cu 1 iulie 2000 companii cu companii B2B, deci cu clienții, sunt obligați să le ofere clienților un buton pe pagina lor de internet, dacă au o pagină de internet, un buton unde, printr-un singur click, sunt obligați să ajungă la o pagină de a își da demisia din contractul pe care îl au. Bineînțeles, și acolo, respectând preavizul care există. Și ia să văd dacă eu pot acum să întorc pagina pentru voi ca să vedem care este legislația. Două secunde ca să mă uit aici unde e. Așa. Na, ce am făcut aici? Am greșit cu totul. Am greșit cu totul. Trebuie să fac altceva. Aici. Ok. Da. L-am găsit acum. Îl pun pe un pagina. Nu se aude, deci nu mă auziți. Trebuie să văd de ce. De ce nu se aude? Ok, dați-mi două secunde, vă rog frumos. Nu, acum merge. De ce nu mi se aude aici pe pagină? Că vreau ca să vă arăt.
Schönen guten Abend aus Koblenz. Tu, 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 tu. De ce nu s-aude? Dați-mi, vă rog, două secunde, că trebuie să-l depistez ca să pot să vă și arăt când facem și controlul și să vă arăt și care este noua lege. Din păcate nu vrea să-mi preia microfonul, pagina. Și pur și simplu nu înțeleg de ce. Din păcate nu vrea să-mi preia microfonul, pagina. Și pur și simplu nu înțeleg de ce. Ok. Ce aș putea eu să-i fac? Ta! Da. Așa este. Așa este. Ia să dăm acum. Acum. Da, acum merge. Perfect. Asta e. Acum auziți. Așa este. Merge. Perfect. Asta este. Am reușit, oameni buni. Hai să vedem și despre noua lege de care vreau ca să vă vorbesc, oameni buni. Și legea nouă este articolul 312K din BGB. Articolul 312K din BGB este un articol nou. Este un articol nou. Hai să vedem dacă ne traduce și Google-ul pe românește. Ok. Andere Sprache auswählen, rumänisch. Aici. A, așa, ca să puteți să îl vedeți și voi. Acesta este articolul. Acesta îmi este articolul. Și articolul ăsta spune foarte, foarte clar. Spune foarte clar următorul lucru. Secțiunea 312, rezilierea contractelor cu consumatorii, cu clientul final, în comerțul electronic. În cazul în care consumatorilor li se permite prin intermediul unui site web să încheie un contract de comerț electronic care vizează stabilirea unei obligații continue, care obligă un întreprinzător să prezinte un serviciu contra cost, antreprenorul, compania, este supus obligațiilor prevăzute de prezenta dispoziție. Acest lucru nu se aplică pentru contractele pentru care legea prevede doar o formă mai strictă decât forma text pentru reziliere și în legătură cu site-urile web legate de servicii financiare sau prin contracte de servicii financiare. Ce spune articolul de lege, articolul 312K din BGB, din Bürgerliche Gesetzbuch, legea generală pentru toată lumea, aliniatul 1. Aliniatul 1 spune că această lege de obligativitate nu se aplică celor care fac afaceri prin contracte financiare, încheie prin contracte financiare ceva, un credit de exemplu sau un credit, un leasing odată și prin domeniul de exemplu cum este printr-o formă de text care există o altă bază legală și o altă bază legală este de exemplu despre dreptul muncii. În dreptul muncii există un contract, dar ăla nu se poate rezilia prin această lege care aici a intrat în vigoare. Dar vine articolul 2 și acum discutăm de ce este vorba.
Aliniatul 2, antreprenorul trebuie să se asigure că consumatorul poate depune o declarație de reziliere ordinară sau extraordinară a unui contract care poate încheia, care poate fi încheiat pe site în conformitate cu aliniatul 1, teza 1, prin intermediul unui buton de reziliere de pe site. Butonul de anulare trebuie să fie etichetat vizibil cu nimic altceva decât cuvintele anulați contractul aici sau în alt limbaj clar în acest sens. Deci, vreau ca să vă dau încă un exemplu, ia să vedem dacă pot să vă arăt la noi, la organizație aebs.org. Acest buton, vă arăt, este de la 1 ianuarie 2022 la noi pe pagina organizației noastre. Dacă coborâți aici jos, ia vezi des ce mare vă scrie aici. Cerere de ieșire din AEBS. Cerere de ieșire din AEBS. Scrie mare de tot și cu un înțeles clar, fără eu știu ce variante. Bun, hai să ne întoarcem înapoi frumos la lege, ce ne spune legea. Acest buton, cum am spus, este de la 1 ianuarie. Da? Și acum, îndeamnă consumatorul și îl pretinde să furnizeze informații. Tipul rezilierii și, în cazul rezilierii extraordinare, motivul rezilierii. Pentru identificabilitatea sa unică, pentru a identifica clar contractul, la momentul la care rezilierea are scopul de a pune capăt relației contractuale, și încă două secunde să mut eu poza un pic mai sus ca să pot să văd și ce este mai sus, că altfel nu o văd. O punem așa. O punem așa. Acum conține un buton de confirmare pe care consumatorul poate face click pentru a trimite notificarea de anulare și care este etichetat vizibil cu nimic altceva decât cuvintele cheie anulează acum sau cu alte cuvinte în acest sens. Deci suntem obligați printr-un cuvânt clar de rezilierea contractului să fie pe pagină și trebuie să aibă doar un click, nu 10, să mă plimb pe 10 pagini și să ajung după jumătate de oră să îmi reziliez contractul. Nu. Legiuitorul spune clar, pe prima pagină trebuie să fie vizibil pentru un singur click. Așa. Butoanele și pagina de confirmare trebuie să fie disponibile în orice moment și să fie imediate și ușor accesibile. Clar, cum ați văzut și la mine, pe pagina aebs.org. Consumatorului trebuie să poată salva declarația de reziliere depusă prin apăsarea butonului de confirmare cu data și ora depunerii pe un suport portabil, în așa fel încât să fie recunoscută că declarația de reziliere a fost depusă prin apăsarea confirmării butonului. Și așa mai departe. Deci este clar. Și acum să ne întoarcem noi frumos la pagina aebs.org. Pe pagina, direct pe prima pagină, fără logare, fără a face nimic decât intri pe pagina organizației noastre, cobori, cauți jos, ajungi aici la cerere de ieșire din AEBS, apeși pe el, deja este clicul făcut, cerere de retragere din AEBS. Simplu procedură. Numele, prenumele, strada, ca să pot să te identific, cod poștal cu orașul, data de naștere, pentru că la înregistrare în organizație ți-ai dat data de naștere, e-mail, numărul de handy și numărul de membru. În momentul ăsta ți-ai dat datele, te putem identifica, în momentul ăla scrie aici captcha și îi dai up și când în momentul ăla ne vine nouă informația că dorești să ieși din contract și atunci
primești un e-mail de la noi cu informarea, începând cu ce dată ieși din contract, pentru că, ca în toate contractele, există un anumit preaviz și de aceea poți prin acest link, prin această lege 312K din BGB, să îți anulezi din timp contractul sau să-ți dai demisia sau să întrerupi contractul care l-ai, de exemplu, cu noi, cu AEBS-ul, din timp cu perioada menționată. Legal, totul ce trebuie, această variantă o am și este pe pagina noastră de la 1 ianuarie 2022. Deci, de 7 luni de zile este online. Mulți dintre voi nu au observat, care sunt membri în organizație, nu au văzut chestia asta. N-avem ce face. În ianuarie am mai vorbit despre legea asta, pentru că atunci am vorbit despre firmele de telecomunicații și acolo în emisiune, când am vorbit despre firmele de telecomunicații, am anunțat că și noi am aplicat aceeași lege deja din ianuarie, deci pentru noi nu a fost intrată în vigoare, dar totuși am aplicat această lege care știam că intră cu 1 iulie 2022. Și oameni buni, acum hai să vedem, cum v-am spus, dacă acest articol de lege 312K sau K din BGB o aplică și alte companii. De exemplu, avem aici Netflix. Se aude de două ori. M-au zis de două ori, oameni buni. Vă rog să-mi scrieți dacă m-au zis de două ori, că mie așa mi se pare. Da, ok. Așa, aici, la Netflix. Suntem pe pagina direct? Nu, se aude ok. Ok, Nana, mulțumesc mult de tot. Ana Maria, mulțumesc. Mihaela, mulțumesc. Acum, hai ca să nu fac, să nu credeți că fac eu știu ce manipulări, intru direct netflix.de. Intrăm direct pe pagina lor, netflix.de. Exact cum am intrat la pagina aebs.org, așa am intrat și la Netflix. De ce vedem? Umbregrenz, filme Zeien, bla bla bla. Ia să văd, pot să o traduc pe, și pe asta pe germana? Pe românește? Pe română obărzeț, în ca să o avem tot în română. Așa, ca să nu spuneți că n-am văzut eu ceva. Filme, seriale și multe altele nelimitate, bucurați-vă de Netflix oriunde doriți. Anulabil în orice moment. Anulabil, adică oprirea contractului în orice moment. Atenție, nu este exact legea. Ești gata de plecare, introdu adresa de e-mail, bla bla bla. Eu nu vreau adresa de e-mail, eu vreau să văd unde îmi scrie cuvântul întrerup contractul. Butonul ăla de kundigung sau hier kundigen sau ceva. Trebuie să vedem. Aici nu este. Autentificare, alege limba. Bun, coborâm mai jos. Pe televizorul tău transmiteți, nici aici. Descărcați seriale și bucurați-vă offline. Nici aici nu este. Pe toate dispozitivele nu, nu este. Așa. Întrebări frecvente. Ce conținut pot vizualiza pe Netflix? Ce este Netflix? Cât costă Netflix? Unde pot vedea conținutul? Cum pot anula? Cum pot anula? Cu Netflix ești flexibil. La noi nu există angajamente sau obligații contractuale enervante. Vă puteți anula cu ușurință contul online cu doar două clicuri. Nu există taxe de anulare. Calitate de membru poate fi începută sau oprită în orice moment. Bun. Ok. Este o informare, dar nu este butonul. Bun. Căutăm mai departe. Este Netflix mai bun? Așa, este Netflix bun pentru copii? Ești gata de plecare? Introdu iară e-mail. Nici aici, întrebări frecvente, relații, investiții, iată cum vizionez Netflix-ul. Imprimă, aviz juridic, ce avem aici? Centru de ajutor, carieră, termen utilizatare, a lua legătura doar pe Netflix, cont, valori, card, intimitate, test viteză, centru media, cumpărați nou, setări. Deci nu avem pe pagina Netflix această opțiune de a întrerupe contractul.
Nu există. Nu există. Ok, o lăsăm pe asta deschisă. Vreau să ne uităm la următorul. Vreau să ne uităm, de exemplu, la Sky. Poate unul sau altul din voi folosește Sky. Știți că este platforma aia de televiziune unde plătești și ai sute de programe. Eu mai știu ce e pe el. Da? Ia să vedem dacă aici este. Zum Angebot nu vreau. Hilfe, My Sky, Erleben Sport nu este. Aici nu este. Endeche din saldă fie. Ok. Ia să vedem dacă au aici jos. Angebote, Sky categorii, Schnelle Zugriff. Teoretic aici la Schnelle Zugriff ar trebui să vină. For service, online, pachete, un sender, Sky Chat nu este. Infos, partner, Sky programele, live sport, Sky categorii, nu este. Impresum, contact, datenschutz, datenrichtlinie. Ah, opa, am găsit. Ia uitați aici jos. Kundigung. Îl are mic scris, ascuns, jos de tot să nu se vadă așa. Ok, îl putem discuta dacă este chiar legal sau este ilegal, dar este pus pe pagină, direct pe prima pagină. Și atenție, oameni buni, este important pentru că nu are voie să-ți ceară ca înainte să te loghezi, să intri în contul tău care îl ai și de acolo. Nu, nu ai voie. Tu, în momentul ăsta, când intri pe pagină, poți să spui, ok, eu nu accept nimic, nu mai vreau să mă loghez, eu vreau ca să ajung la a îmi da demisia. Și aici, la Sky, uite că e aici jos, Kündigen. Ok. Schade, dass du über kein... hai să-l traducem și pe ăsta. Este păcat că te gândești să-ți dai demisia. Ok, bla, 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 nu știu ce, sună-ne. Păi nu, stai așa, că legea spune că trebuie să completezi un formular. Ia să coborăm mai jos. De asemenea, sunteți bineveniți să discutați cu noi, nu vreau. Vă rugăm să selectați tipul de reziliere. Ok, aici este formularul. Deci aici este formularul în care te întreabă datele personale, este logic, captcha. Bun, avem. Deci Sky-ul este cum trebuie. Are, putem discuta acolo cu micuțul Kündigung, dar ok, Sky-ul este. Hai să ne uităm la cine să ne uităm acum. Dacă voi aveți un abonament, de exemplu, la fitness center sau la eu știu ce, scrieți-mi la comentarii aici în live, controlăm să vedem dacă își respectă sau dacă compania aceea respectă legea BGB-ului, articolul 312 K. Hai să vedem acum Vodafone. Vodafone.de. Vodafone.de. De exemplu, exact ce v-am spus mai înainte. Eu nu vreau, să zicem, am contract la Vodafone, nu mai vreau să am nimic de a face cu ei. Asta înseamnă că eu nu accept nici măcar decât ce este necesar aici, în rest nu accept nimic. Nu vreau să mă loghez, nu mai vreau nimic. Vreau să îmi dau demisia, așa cum spune legea. Așa, abonamente. Ia să vedem aici jos. Merg info-ul Vodafone, nu. Ok. Undeva trebuie să fie ceva cu Kündigung în limba. Vertragskündigen. Ia uite aici. Vertragskündigen direct aici jos. Dacă se vede, oameni buni. Vertragskündigen. Ăsta. Hai să apăsăm pe el. Pac. Schade, dass du kündigen möchtest. Îl punem în românește ca să-l vedeți voi. Păcat că vrei să anulezi, bineînțeles, contractul. Iar treci datele de contract. Deci, Vodafone-ul îl are, este ok. Hai să vedem Telecom. Hai să vedem dacă și Telecom-ul. Telecom Service, Geschäftskunden, așa. Atenție aici, când aveți contract business, contract privat. Este vorba de privat. Da? Noi discutăm numai de privat. Hai să vedem dacă și ei aici au undeva spre jos. Directe Einstieg, nu. Themen, ok. Social media, na-na-na. Kündigung, aici jos. Aici jos au și ei Kündigung, butonul Kündigung. Apăsăm pe el. Pac, la fix te întreabă, vrei să-ți dai demisia de la un contract fix, de la o telefonie mobilă sau un alt fel de contract pe care îl ai, de exemplu, telefonie fixă, îți treci datele, completezi, treci datele și este bine și frumos. Hai să vedem că cineva, Cosmin, a scris
o2.de. Hai să-l vedem și pe ăsta. o2.de. Încă o dată, n-ai voie să te loghezi, n-ai voie. Nu accepți decât ce este necesar. Verweigern. Bun. Următorul punct, ia să vedem. Geschäftskunden online shop. Aici cu Kündigung nu apare nimica. Ia să coborăm jos de tot, să vedem dacă ne dă jos de tot ceva. Așa, impresum, Vertrag Kündigen. Ia uitați-l aici, Vertrag Kündigen. Deci deocamdată, până acum, pe toate care le-am testat, toate au avut de Vertrag Kündigen sau Kündigen, doar cei de la Netflix, americanii, nu respectă legea germană. Am văzut bine? Da. Deci Netflix-ul nu respectă legea articolul 12, 312 K din BGB. Deocamdată, ce am putut să depistez acum. Hai să vedem acum, să ne uităm la un fitness center. Hai să vedem McFit, sau cum îi spune, McFit.de. Ia să vedem, McFit-ul parcă este o companie mare. Training, app, login, probe, micli, shaft, support. Ok. Aici nu. Mer erfahren. Hai să o luăm jos de tot. Pornim cu jos de totul, că de obicei aici este. Jobs by McFit. Datenschutz. Aha, uite aici. Mitgliedschafts beenden. Mitgliedschafts beenden. Ei au făcut-o, au schimbat cuvântul, nu au spus Kündigung sau jetzt kündigen sau nu știu ce, au scris Mitgliedschaftsbeenden, asta înseamnă că abonamentul pe care l-ai ca membru îl întrerupi. Hai să vedem ce spun ei. Dacă printr-un click merge. Da, merge printr-un click. Deci McFit-ul respectă legea articolul 312 din BGB. Ați mai spus Bit the Vendor. Bit, unde este Bit, am scris? .de, să vedem dacă are .de. Nu acceptăm. Auswahl erlauben nur nötige, cel mai minimum. Unternehmen, Bit Vendor, hai să coborăm și cu ăștia jos de tot, să vedem. Începem de jos de tot. Support, contact, Datenschutz, rechtliche. Nu l-are partner werden. Sie wollen kündigen, umsetze, Freunde. Ok. Ok, provider, partner. Deci avem încă o firmă americană, că după cum știu eu, BT Vendors americanii, au, după cum știu, au pornit în România, fost construită de niște români, IT-ști, și după aia au fost cumpărate de americani. După cum se vede, pe prima pagină nu există. Hai să vedem dacă există aici la suport. Nici aici la suport. Aici, teoretic, puteau să-l pună, dar nu este nici aici. Acest lucru văd ca problemă. Hai să vedem. Hai să vedem, BT Vendor, fiu întâlnim, ne, fiu zu Hause, ca privat. Ca privat. Ia să vedem ce ne spune aici. Dacă ne dă pe aici costelos, antivirus ofare, antivirus free, password manager, premiu. Deci nici măcar aici nu este vorba de Kündigung. Nici aici nu este vorba de Kündigung. Deci, BT Vendor, cât și cei de la Netflix, încalcă această lege, articolul 312, capa rezilierea contractelor cu consumatorii în comerțul electronic, BGB. Oameni buni, ce înseamnă asta? Înseamnă că este foarte bună, pentru că aici avem în acest articol de lege, avem aliniatul 5 și aliniatul 6. Aliniatul 5 spune următorul lucru. În cazul în care consumatorul nu precizează un moment, în momentul depunerii declarației de reziliere la care, declarații de reziliere la care rezilierea ar trebui să
înceteze relația contractuală, rezilierea va intra în vigoare în cel mai scurt timp posibil în caz de dubiu. Și aliniatul 6, acum vine. În cazul în care butoanele și pagina de confirmare nu sunt furnizate în conformitate cu aliniatul 1 și aliniatul 2, un consumator, atenție, un consumator poate rezilia un contract pentru rezilierea căruia butoanele și pagina de confirmare urmează să fie puse la dispoziție în orice moment și fără respectarea unui preaviz de fără perioada unui preaviz. Acest lucru nu afectează dreptul consumatorului la rezilierea extraordinară. Ce înseamnă asta? Ca să vă dau un exemplu, oameni buni, ca să vă dau și în cazul ăsta un exemplu, da? Așa suntem noi, așa sunt eu, așa este Eric Mocanu. Noi totdeauna avem exemple, avem clar explicații să înțeleagă toată lumea. Ce înseamnă? După cum știți, în organizația EBS, odată ce ne-ai trimis formularul de aderare în organizația aebs.org, aici este butonul Devin membru, să vede direct pe prima pagină, aici este butonul Devin membru. Înainte de a trimite acest formular cu datele voastre, informații și care este, aici, jos de tot, scrie un singur lucru important. Toate astea sunt importante, dar ăsta este important de tot. Și anume, oameni buni, hai să-l citim. Atenție! Odată ce ați trimis cererea de aderare în organizația EBS și ați primit un număr de membru, sunteți membru pentru 12 luni de zile de la data înregistrării. Pentru a vă retrage ca membru din organizația EBS, trebuie cu minim o lună de zile, nu cum fac alte organizații 3 luni de zile, noi am spus este o lună de zile destul. Trebuie cu minim o lună de zile, o lună înainte de s-a termina anul de membru, să depuneți o cerere de ieșire din AEBS. Simplu. Cererea se depune cu un scris cu semnătură în original. Altfel se prelungește cu încă un an calitatea de membru. Cererea se poate trimite prin poștă la sediul organizației, prin fax, așa, sau atașat în format PDF prin e-mail. Printre care, după legea nouă, este și acest formular. Da? Scrie clar. Asta ce înseamnă? Să spunem, astăzi este data de 17 iulie 2022. Azi, am devenit membru în organizația AEBS. De azi, până pe data de 26 iulie 2023, sunt membru. Am trimis asta, sunt membru, asta este. Eu, dacă vreau ca să-mi dau demisia din AEBS, cel târziu, cu data de 25 iunie, cu o lună înainte, am spus o lună, deci cel târziu, în data de 25 iunie, trebuie să-mi ajungă la AEBS, la organizație, ieșirea mea din organizație. Cel târziu cu o lună de zile. Și atunci, aplicând legea, articolul 312K din BGB, am opțiunea să-mi dau demisia direct aici pe pagina de start, coborând jos de tot, apăsând cererea de a ieși din AEBS. Asta îmi spune legea, că am obligația, eu, organizația AEBS, trebuie să-mi ofere mie această posibilitate. Nu să mă pun eu să scriu scrisori sau nu să mă pun eu să scriu e-mail-ul sau nu știu ce. Nu. Legea spune trebuie să-i acorzi membrului sau clientului posibilitate online așa cum s-a făcut și aderarea în organizație sau s-a semnat contractul, trebuie să aibă și posibilitate online. Odată ce fac asta și o trimit cel târziu pe data de 16 iunie, cu o lună înainte, 2023, din momentul ăla, din 17 iulie 2023, am ieșit din organizație pentru că demisia a fost dată corect. Dar acum, dacă eu n-aș avea butonul ăsta pe prima pagină, deci dacă n-aș avea butonul ăsta pe prima pagină, asta ar însemna că toți membrii AEBS, respectând aliniatul 6 din lege, respectând acest aliniat 6 din lege, puteau, de exemplu, să-mi trimită astăzi o scrisoare sau un e-mail și să spună
dragă AEBS, dumneata nu respecti legea 302, articolul 312, 312K din BGB, pentru că tu nu ai acest buton din lege pus pe pagina ta, pentru asta, din momentul de față, eu nu mai sunt membru în organizația dumneavoastră. Exact asta spune articolul 6, aliniatul 6. Și asta puteți voi să o faceți, de exemplu, la Netflix. Unde e Netflix-ul? L-am închis? Da, l-am închis. La Netflix, de exemplu, la Bitvender, le trimiteți mâine frumos o scrisoare sau un e-mail, le spuneți, stimată Bitvender, stimate Netflix, de la 1 iulie a intrat în vigoare legea articolul 312K din BGB, tu nu respecti legea, așa că din acest moment noi reziliem contractul nostru pe care îl avem. Și punct, dacă aveți banii plătiți în avans deja, să spunem, atunci ei trebuie să vă restituie banii înapoi și nu au nicio scăpare. Asta a făcut legiuitorul pentru cetățeni, pentru noi, pentru toți, pentru a ne proteja de anumite păcăleli, de am uitat, de nu știu ce, că nu știu să scriu, că nu știu cum, nu înțeleg germană, nu știu, s-a scos. Prin această lege și prin butonul care vi l-am arătat, ăsta protejează legiuitorul pe muncitori. Dacă acum vine muncitorul și el uită să respecte preavizul care este trecut la noi, de exemplu, cu o lună de zile înainte, și uită, aia este deja ghinionul lui. Legea o are. Legea este pentru, pentru client, pentru membru. Dacă nici legea, nici să-ți dai demisia din timp, apoi e ghinionul tău, n-ai ce face, ți se prelungește automat, da, contractul. Dar posibilitatea asta este. Și posibilitatea asta este că, de exemplu, tu poți să dai demisia și cu 5 luni înainte. Dacă îți scrie ție în contract că tu trebuie să-ți dai demisia cu 3 luni, cu o lună, cu, eu știu, cu 2 luni înainte, asta nu înseamnă că tu atunci trebuie să-ți dai demisia, ci tu poți să o scrii cu 6 luni înainte. Nu contează. Vii pe pagină, intri pe pagina partenerului tău, apeși pe buton, îți dai demisia și atunci se înregistrează cu data de, dumneavoastră vi se încheie contractul. O procedură foarte simplă, ușoară, sper că v-a fost informativă și sper că să vă ajute pentru tot ce aveți voi la asigurări. Această lege este valabilă și pentru asigurările auto. Da, în final da, dar atenție, nu cu demisia. Atenție, nu cu demisia pe moment, ci cu terminarea, pentru că asigurările auto este un domeniu financiar. Un domeniu financiar și în aceste domenii financiare, cum am spus, când este vorba de un credit, de un leasing, acolo nu se aplică legea, dar se aplică că și ele trebuie să aibă un buton. Dacă nu au butonul, atunci se oprește automat cu încheierea anului de contract sau perioada care o aveți de contract, să încheie automat abonamentul sau contractul pe care îl aveți. Da? Nu puteți să spui, ok, tu nu respecti legea, întrerupem. Nu, aia nu poți, pentru că aici este o bază financiară care nu intră complet tot articolul de lege, așa cum v-am anunțat eu până acum. Da? Bun, să mai luăm și o gură de suc, hai să vedem și întrebările voastre. Ia să vedem ce mai avem pe aici. Terescom respectă legea? Din păcate, da. Bună seara, bună seara, e valabil și pentru companiile de asigurări? Încă o dată, am spus nu pentru cele financiare. Așa, o perioadă, așa, o perioadă de preaviz este intervalul de timp pe care un angajat sau un angajator trebuie să-l acorde reciproc înainte de a înceta contractul de muncă. Mai confundă și domnul Eric câteodată lucrurile. Nu, niciodată nu confund lucru, pentru că, nu, niciodată, nu în această emisiune mă refer, preavizul este un preaviz și demisia este demisia, proba este probă. Două lucruri total diferite, care de obicei
sunt scrise în contract cât este perioada de probă, care este perioada de preaviz în probă, care este perioada de preaviz după ce trece proba. Și dacă nu scrie în contractul dumneavoastră acest lucru la ora actuală, atenție că începând cu 1 august, dumneavoastră trebuie să aveți deja un nou contract în care în noul contract este obligatoriu să scrie acest lucru. Cel târziu până pe data de 31 iulie 2022, deci până în 2 săptămâni de zile, angajatorul trebuie să vină la dumneavoastră cu un nou contract de muncă în care este detaliat toate lucrurile astea, mult mai detaliat decât în contractele vechi. De aceea urmăriți video care l-am făcut eu săptămâna trecută, marțea trecută, aici pe canalul de YouTube. Puteți să-l urmăriți, acolo am intrat în detaliu special pe această temă cu noua lege din dreptul muncii, cu noua contractele de muncă, unde să aveți grijă, ce trebuie să căutați, să urmăriți, ce trebuie să faceți pentru a fi și voi în legalitate. Toate astea sunt într-un filmuleț mai lung pe canalul de YouTube, le puteți găsi acolo. Nu există opțiunea că pentru că trebuie mai întâi să-ți faci un abonament că apoi să îl poți anula. Așa din start nu ai ce să anulezi. Adică cineva vrea să anuleze ceva ce nu există. Bună chestie. Am înțeles acum, am ratat începutul videoului, acum am înțeles, așa. Poate fosta asigurare medicală după 7 ani să îți trimite scrisoare cu recalcularea pe ultimii 10 ani pentru asistentă socială. Nu știu, nu cred, trebuie văzut în lege care este perioada de prescriere a costurilor sociale, asigurări medicale. Nu știu exact să-ți spun acum, trebuie văzut în lege. Bună seara, bine ați venit în emisiune. Bună seara. Vă rog. Mă numesc Aurel și sunt membru în organizația EBS.org. Și acum mă uitam la dumneavoastră la emisiune și aveți acolo, ați spus că ați pus butonul cu clicul pentru cerere de ieșire din organizație. Așa. Nu știu, am o problemă, n-am o problemă, asta o să mă lămuriți dumneavoastră, sper. Sunt membru de anul trecut din martie. Așa. Și acum, cum stăteam cu soția și ne uitam la dumneavoastră, soția spune, trebuie să faci și ieșirea asta de aici, că vrem să plecăm în țară, să ne mutăm la sfârșitul anului, să plecăm înapoi în țară. Mhm. Și zice, dar nu mi-o tras banii în martie. Nu. Vă dau și o altă explicație. De ce? Pentru că eu pe lângă că am dat o lună de zile și nu 3 luni de zile cum fac alte companii, eu mai dau încă o lună, două, trei, e la părerea mea, când vreau eu, dau în plus încă o perioadă. Și dacă se ajunge ca eu să facturez după o lună, două, trei, când avem noi chef, când îi spun eu contabilului, dă-i și facturează acum. Deci dacă se facturează, în momentul ăla nu mai ai scăpare, atunci s-o prelungit automatic. Dacă nu este încă facturat și tu apuci să-ți dai demisia, atunci ai șanse să acceptăm că te lăsăm să părăsești contractul încălcând legislația. Dar nu contează, o acceptăm noi de la noi, te lăsăm să ieși din organizație. Dar nu despre asta se pune problema, domnul Mocan. Nu, eu am spus ce fac eu la organizație. Eu acum nu că dacă în fiecare zi mă uit eu pe computer și văd, băi, cui expiră astăzi. Nu fac asta. Eu fac o dată la o lună, o dată la 2 luni, mă uit și atunci cine nu respecta nici preavizul, nu respecta nici măcar aia o lună, două, trei, care dau eu de la mine, păi atunci mai mult, ce să fac? De, odată ce am facturat, e facturat, nu mai am ce face, e bun, dar cine în timpul ăla care își dă demisia și nu este o factură, atunci îi opresc contractul și am terminat. Nu ne mai chinuim noi atâtea cu manunguri, cu nu știu ce. Am înțeles. Și atunci, ulterior, ce ar trebui eu să fac? Teoretic, dacă doriți ca să... Bun, acum hai să vă pun încă o întrebare. Dacă doriți dumneavoastră să mai rămâneți membru, să spunem dumneavoastră plecați cu 1 ianuarie 2023 în România. Să dăm exemplu ăsta. Așa se preconizează. Așa, hai să dăm un exemplu. Și spuneți, domnul Canu, dar eu mai vreau ca să fiu la EBS, dar doar până în ianuarie.
Bun, puteți să-mi transmiteți asta pe un e-mail. Eu atunci fac manual în sistem că vă trec până pe 31 decembrie ca membru și atunci și cotizația este, bineînțeles, atunci pe, doar pe perioada aia și asta e. Dacă spuneți, ok, eu vreau să ies de tot, atunci ieșiți de tot. Am înțeles, deci se poate ale merge, adică toate posibilitățile. Cu mine se poate discuta, deci asta este chestia, că eu știu cum este. Problema ce nu accept, eu nu accept pe românașii ăștia care se dau mari și tari, cum a fost săptămâna trecută un gunoi al României, care a fost membru 3 ani de zile la noi, a primit și ajutorul de la noi, dar nu contează asta, deci a fost membru la noi, i-am facturat, cum am spus, i-am facturat săptămâna trecută, dar demisia lui a fost la începutul lui iunie, deci nu lui iunie, lui mai. Deci el a avut 2 luni jumate sau 2 luni și, în plus, pe lângă luna aia. I-am facturat-o și după aia îmi scrie el un e-mail de ce îi trimit eu lui factură, că sunt toți că-i fur banii. În momentul ăla îi spun, tati, cu mine ți-ai ratat-o. Pe lângă că tu nu ai respectat nici legea care ai semnat-o acum 3 ani de zile când ai aderat în organizație, nu respecti nici măcar legea care ți-o dat-o statul ție, apoi atunci tu mie îmi plătești banii. Punct. Dacă mă ruga frumos, domnul Mocanu, am uitat, nu știu ce, deci să discutăm, să dialogăm că suntem oameni. Accept, discut, mă bucur că putem discuta, pentru că nu se știe, poate peste un an, 2, 3, 5, tot la mine veniți sau vă întoarceți în Germania sau ceva. Dialogăm. Dar să vii, să încerci să mă ataci, să mă înjuri, să, eu știu, să mă mai postez și pe Facebook, exact, m-am postat și pe Facebook, în 2 grupuri unde m-au făcut de cacao și pe mine și AEBS-ul. Păi în toate sunt, domnul Mocanu, sunt în orice pădure sunt, este uscături. Oamenii ăștia trebuie să înțeleagă, eu sunt ăla care eu vă învăț pe voi cum stau lucrurile în Germania și ăla să dă mare și tare și vrea să zică că e mai deștept? Pe ăla și-o găsit, cred că și-o găsit nașul. Din păcate, probabil știți mai mult decât majoritatea dintre noi că de ce lovește asemenea, nu știu, piedici, impedimente, da, mă rog, da. Cum vreți să le catalogați. Da. Dacă era așa mare și tare, nici nu se ducea pe Facebook. Se ducea frumos direct la judecătorie și mă dădea în judecată și vedea acolo dacă într-adevăr are el dreptate sau eu. Dar pentru că el nici măcar de lucrul ăsta nu este în stare, s-a dus pe Facebook ca să facă o denigrare. Dar eu pot să-i spun, să-i mulțumesc dacă se uită la emisiunea asta, exact după postarea lui, acum joia trecută, dacă nu mă înșel, după postarea lui am căpătat 15 membri în aceeași zi. Îi mulțumesc! Eu mă bucur de lucrurile astea, pentru că țin minte acum când a fost, în 2015, am fost foarte puternic băgat în domeniul îngrijirilor de bătrâni cu Austria. Și am avut acolo câteva doamne românce și câteva companii care m-au denigrat pe unele grupuri de ale lor în ultimul hal. Eu m-am bucurat, pentru că mie în timpul ăla chiar vedeam, îmi creșteau membrii la organizație. Deci, eu zic că și un lucru negativ este pozitiv pentru noi. Pentru că dacă ei ar vrea să facă un lucru bun, s-ar duce în instanță, m-ar da în judecată. Dacă tot ar vrea să facă un lucru bun. Le trăim în momentele pe care le trăim, singurul factor comun ar trebui să fie unitate. Corect, asta corect, corect. De aceea eu am spus, o lună preaviz, mai dau eu de la mine o lună, două, trei, depinde cum apuc și eu să ajung la computer și cu contabila. Păi dacă nici atâta nu-i bun, apoi atunci ce pot să fac? Acum o să aștept, nu știu, să vă scriu un e-mail sau o să aștept să mă facturați sau nu știu. Păi haide, sunați-mă mâine și discutăm mâine, atunci intru și în programul de contabilitate al organizației și discutăm. După masă, e bine? E foarte bine, e foarte bine. Vă mulțumesc și îmi cer scuze de deranj, vă doresc o seară plăcută și mult succes în ceea ce faceți. Și dumneavoastră la fel și familiei și mă bucur, un lucru important este că vă gândiți să mă întoarceți înapoi acasă. Bravo! Vă mulțumim! Multă sănătate! La fel! Toate cele bune! Vă salut! Așa, oameni buni! Așa, am înțeles acum, poate, bună seara, e valabil și pentru companiile de asigurări? Nu. Sunt înscris la fitness și nu am mers pentru că a venit corona și a fost închis și după aceea nu am avut timp. Rezilând contractul cu ei, îmi pot recupera banii pe perioada unde nu am mers? Nu.
Nu. Ce poți să-ți recuperezi banii este pe perioada în care a fost închis din cauza corona și tu nu ai putut să practici. Tu totdeauna tu trebuie să spui, eu vreau, sunt dispus să mă duc să-mi fac, să-mi respect abonamentul, adică să mă duc să fac fitness-ul, tu pe mine nu m-ai lăsat. Pentru că tu pe mine nu m-ai lăsat, tu trebuie să-mi dai mie banii. Acum că nu vreți dumneavoastră, este ghinionul dumneavoastră, nu aveți ce face. Da? Dar uitați-vă pe pagina de fitness a companiei unde mergeți la fitness dacă are butonul de care v-am explicat eu mai înainte. Da? Așa, hai să mai vedem și aici ce mai este. Da, prin upgrade la orice aplicație ai cer termeni de condiții aprobate pentru OK, conștiu, întrebare, citesc aceiași termeni. Bun, cine nu citește este zelbășult, cum spune Neamțul, este singurul vinovat. Nu este o scuză, atenție, nu este o scuză. În fața justiției, în fața judecătorului, nu este o scuză. Această lege este valabilă și pentru asigurări auto, am spus asta. Bună seara, este valabil și pentru abonamentele de telefon, dar bineînțeles că este valabil și pentru abonamentele de telefon. Domnule Eric, am o întrebare, dacă nu vă supărați, dacă am permis de Germania și îmi este suspendat în România, pe perioada suspendării pot conduce în Germania? Mulțumesc. Da, poți să conduci în Germania atâta timp cât ai carnetul la tine. Nu ai carnetul la tine sau nu ai nicio dovadă că carnetul tău există, este valabil în altă țară, doar în România nu, atunci ai o problemă, pentru că tu trebuie să prezinți un act că ai dreptul să conduci. Da? Teoretic, tu ai suspendarea doar pe teritoriul României. Dar, din păcate, dacă nu ai o dovadă sau carnetul în Germania, în Austria, în Ungaria sau unde mergi tu, nu poți să conduci. Așa. Când vinzi un autoturism, trebuie să dai Kündigung la... Opa, mi-a sărit. Când vinzi un autoturism, trebuie să dai Kündigung la asigurare sau să încheie contractul de asigurare automat. Eu, părerea mea este următorul și așa fac eu. Când îmi scot o mașină din circulație, egal din ce motiv, că îmi cumpăr alta, că e șrot, că nu știu ce, când o scot din circulație, după ce o scot din circulație, copia că am scos-o de la circulație, o scanez și o trimit pe fax, de exemplu, sau pe e-mail către asigurarea mea. De ce? Pentru că eu îmi doresc o dublă protejare. Cam tot ce fac eu, am totdeauna minim dublu protejare. Odată este, pentru că legea spune că asigurarea va fi informată de cei de la registru auto că am scos mașina din circulație. Asta se întâmplă în cele două instituții. Dar nu ce se întâmplă dacă și acolo cei de la birou de înregistrări auto au o problemă de sistem, au o problemă cu online-ul, cu nu știu ce. Probabil ajunge mesajul la asigurare după o lună, două, trei. Și eu mai plătesc abonamentul sau asigurarea încă o lună, două, trei. Nu. În ziua când am scos mașina din circulație, îmi scanez documentul că am scos mașina din circulație și o trimit frumos pe e-mail către asigurare. Și m-am autoprotejat că în momentul ăla asigurarea află, dacă nu a aflat de la biroul de înregistrări auto, află de la mine că eu mi-am scos mașina din circulație, ei atunci poate să se contacteze între ei și îmi scap de plata asigurărilor. Totdeauna trebuie luat în considerare două, să zicem așa, și propria inițiativă de a scăpa de o problemă care e posibil să apară. E posibil, da? Zic sincer, mie niciodată nu mi s-a întâmplat, dar eu, cum am spus, eu am făcut și am și anunțat asigurarea personal. Vezi că am scos mașina din circulație. Da. Și reclama negativă poate fi constructivă, așa că el rămâne cu denigrarea dumneavoastră, cu aprecierea oamenilor ce vă apreciază munca. Mulțumesc, Elena, așa este. Nu l-am predat în România. Dacă nu l-ai predat, atunci da. Atenție! Atenție când sunteți în România. Când sunteți în România, de exemplu, sau mergeți din Germania în România, indiferent că aveți carnet nemțesc, aveți carnet românesc, când mergeți în concediu în România, luați-vă cu voi, de exemplu, contractul de la chirie, mai luați-vă o factură de la curent, de la telefonie mobilă, luați-vă cât se poate de multe dovezi cu voi că dumneavoastră trăiți în Germania. Da?
De exemplu, dacă aveți un pașaport cu domiciliu în străinătate, puteți să-l luați și pe ăla cu voi. De ce? Pentru că dacă sunteți acolo prins cu radarul, ați mers cu viteză, eu știu ce, pedeapsa care o primiți în România, o primiți pentru România, național, ca și în Germania. Când primești o pedeapsă de, în circulație, o primești național pe Germania, nu și pentru alte țări. Și atunci, la fața locului, când te prinde poliția, radarul ce ui, îi spui polițistului, domnule, eu îs în drum spre Nemțuzia, spre casa mea. Uite aici documentele, eu acolo trăiesc, eu acum plec spre Germania. Dă-mi, te rog, canetul. De obicei, poliția vă ia canetul și vă spune veniți a doua zi la poliție. Foarte bine, mergeți a doua zi la poliție, probabil și chiar și cu un avocat, depuneți o contestație, poate chiar și la amendă, dar dacă nu la amendă, măcar la carnet să vi se elibereze ori carnetul, ori o foaie de a circula în străinătate, pentru că trebuie să ajungeți acasă. Da? Faceți lucrul ăsta, arătați lucrul ăsta cetățenilor polițiști sau cine vă dă amendă. Este important. Bună seara, am un proces pe rol pentru Betrug. La ce să mă aștept dacă nu am avocat? Chiar și la pușcărie, logic. Betrugul este cu pușcărie. Ia, hai să vedem ce ne spune aici. Așa, articolul 263 spune foarte clar că pușcărie de la un an la 10 ani, în cazuri ușoare, cu pușcărie între 6 luni și 5 ani de zile, așa, sau poate chiar cu amendă. Acum depinde de la caz la caz, se mai cuplează cu un alt articol de lege, nu se cuplează, trebuie văzut care aliniat din articolul 263 codul penal se aplică în cazul dumneavoastră. Acolo trebuie văzut. Dar de la amendă plus pușcărie de la un an de zile la 10 ani. Atenție! Atenție! Bun, ce mai avem pe aici? Așa. Cătălin Tractări, te salut, SOS Cluj, te salut. Bună seara, oameni buni, încă o dată, pentru cei care mai sunteți aici în emisiune, încheiem emisiunea în două minute, vreau doar să vă transmit că pe data de 30 iulie voi fi în Stuttgart, unde fondăm și construim organizația SOS România Stuttgart, cât și SOS România Pforzheim. Asta va fi pe data de 30, sâmbătă, 30 iulie. Pe data de 31, duminică, voi fi în Villingen-Schwenningen, unde și acolo construim și fondăm organizația Villingen-Schwenningen. M-aș bucura dacă sunteți din regiune să ne vedem ori la Stuttgart, ori la Villingen-Schwenningen. Pe data de 28, voi fi la Traunstein. La Traunstein, acolo sunt la un proces, dar dacă doriți și sunteți un grup de români care doriți să vă alăturați nouă SOS România, cu mare drag sunați-mă, ne putem vedea după orele 16 în Traunstein, unde discutăm despre probleme, teme, despre de toate și poate chiar și fondăm și în Traunstein SOS România, filiala Traunstein. M-aș bucura să ne vedem după orele 16 pe data de 28 în Traunstein. 28 Traunstein, 30 Stuttgart, 31 Villingen-Schwenningen. Pentru cei care doresc să adereze direct acum și nu mai așteaptă până să fac filialele, să ne întâlnim și vreți să vă alăturați familiei SOS România, cu mare drag vă așteptăm pe pagina erichmocanu.ro de la România, erichmocanu.ro de la România. Acolo avem un formular de aderare online, care ne-l trimiteți online, exact cum este și cu demisia, care v-am arătat-o cu buton, așa este și aderarea online în SOS România. Tot acolo găsiți și statutul partidului, găsiți și
proiectul, să spunem așa, primele informații a, al partidului SOS România, dar și formularul de aderare în format PDF. Cine are imprimantă poate să-l scoată pe hârtie, îl completează cu mâna sau cu computerul, îl scoate și ne-l trimite nouă. Astea sunt informațiile acum de sfârșit în zona Osnabrück. Când veniți, vin probabil în sfârșitul septembrie, octombrie, totul depinde de voi, dragi cetățeni, totul depinde de voi. Dacă vreți ca să construim ceva, dacă vreți să facem ceva, avem nevoie în fiecare oraș de minimul 3 cetățeni care vor să se alăture nouă și atunci venim, vin în fața voastră, vin la voi în oraș, discutăm, facem ceva și împreună să ridicăm acest minunat partid, această familie SOS România pentru a veni în ajutorul cetățenilor, ajutorul copiilor, ajutorul României în totalitate, pentru că, cum știți, de 32 de ani suntem distruși în ultimul hal și cred că ar fi cazul să ne punem pe picioare ca în 2024 să putem să luăm puterea de la nenorociții. Oameni buni, eu vă doresc o seară minunată, ce-o mai rămas, o oră de duminică în plus pentru cei din România, deja este luni. Cei care mergeți dimineața la muncă, spor la muncă, o săptămână ușoară, cei care plecați în concediu, un concediu plăcut, aveți grijă de voi, trimiteți-mi poze, cam pe unde sunteți, prin ce colțuri ale lumii mergeți în concediu, chiar dacă sunteți în România, nu contează, nici eu n-am văzut încă România completă, trimiteți-mi poze din concediu, poate facem și un mic filmuleț cu pozele voastre, m-aș bucura tare mult. Și ce să vă spun, aveți grijă de voi, somn ușor, noapte bună și ne vedem cel târziu, marți seara, pe, aici pe YouTube, Facebook și pe ericmocanu.tv. Noapte bună, ciao, pa!